Cei care s-au născut în Zodia Aleului vor avea între 25 și 26 ianuarie tot felul de situații care îi iau pe nepregătite, îi iau pe sus, îi solicită, îi provoacă să iau o decizie, să răspundă într-un fel. Oricum, neutrii nu pot să rămână, indiferenți nu pot să continue să lase impresia că ar fi că nu vor fi indiferenți din potrivă, vor fi foarte motivați și implicați de ceea ce se întâmplă, se spune, se face. Apoi, este vorba de un noi an întreg de cuvinte, de afirmații, de trăiri și sentimente care vor fi îndreptate spre unii dintre cei născuți în leu. Și nu are cum să nu le ia în calcul, să le judece, să le cântărească și să le răspundă la idei cu alte idei, la sentimente cu alte sentimente, la provocări cu Repliș pe măsură. Din această perspectivă, segmentul relațiilor parteneriale este foarte dinamic, combativ, șocant, plin de surprize și aducător de situații neprevăzute dacă conflictul e constituit de mai mult timp. Acum poate să fie un fel de lovitură de grație sau de întorsătură șocantă sau de eveniment trăsnet care poate să vină din partea celor cu care leul discută sau cu care este în conflict. Luați în calcul și un eveniment surpriză în contextul evoluției unui proces. Mărturii care apar din senin, mărturii care dispar din senin, turnuri speciale pe care le dă o depoziție sau viziunea unuia dintre cei care este chemat la actul de judecată sau la actul de justiție, că este procuror, avocat sau judecător. Este un moment interesant pentru negocieri. Cine e puternic și deștept poate să câștige, dar atenție, nu este un moment al celor naivi, tineri și fără experiență care vor fi pradă ușoară pentru niște rechini la masa Tratativelor. Este cu siguranță un semn sau un semnal când vedeți că cineva cu care discutați și vreți să stabiliți o afacere, o întâlnire, o colaborare, să semnați un contract, preia discuția, vorbește tot timpul, este agresiv, minimalizează, persiflează, ironizează, se prezintă, se laudă, susține punctul de vedere și respinge orice altceva vine din afară, chiar dacă ar fi, să zicem, un banal compliment. Nu se lasă flatat, nu se lasă manipulat, vrea să conducă și vrea să creeze o stare de presiune asupra partenerului și în felul acesta, sigur că leul, mai ales cum spuneam dacă este tânăr, trebuie să-și dea seama că este obiectul um, unui exercițiu de putere pe care acela îl face, de intimidare și de exercitare a forței și autorității pentru a-și vedea interesul până la capăt pus la locul lui. Între 27 și 29 ianuarie la prânz, moment Bun pentru unii, plăcut, agreabil, confortabil, liniștitor sau necesar, în plan material, bănesc, sau în plan relațional. Discută cu cineva și au promisiunea unei soluții. Nu e o promisiune de șartă, nici o laudă sau o minciună, e un lucru onest, real, plauzibil. De aceea se mai pot liniști, le mai vine inima la loc. Alții pot chiar să intre în posesia unor bani bunuri, atenții, cadouri. Atenție însă la disponibilitatea de a se autoiluziona altora care tot fac calcule. Ce va fi când vor intra în posesia unei uh, părți dintr-o moștenire sau a întregii moșteniri? Estimează, evaluează, supraevaluează acele bunuri Apoi întregul mecanism, cum vor vinde, va, vor valorifica cu acele lucruri, vor cumpăra, care la rândul lor vor produce plus valoare și ce bogați vor fi. Atenție că a, aici se pot produce derapaje mai ales dacă oamenii nu prea au experiență, n-au ochiul câmpului, nu prea știu despre ce este vorba, sunt mai mult entuziaști și amatori. De aceea, gândurile de îmbogățire, e bine să fie tratate cu măsură, puse în cutia lor, la locul lor și să nu fie lăsate să zburde, pentru că vor crea un orizont de așteptare disproporționat de mare și când realitatea se va dovedi alta, va fi frustrare, nemulțumire și supărare. De ce nu s-a întâmplat cum am visat eu? Păi, pentru că nu întotdeauna visele se și adeveresc. Între 29 ianuarie, după ora 14 și 31 ianuarie, moment dinamic, combativitate în planul ideilor, ideologiei al cunoașterii sau al direcției de a pune în aplicare un proiect veți spune asta sună ca în viața politică. Păi și despre viața politică este vorba. Nu e vorba de relația casnică, domestică sau familială, este vorba chiar de o implicare în viața publică, de domenii de prim rang, instituții de prim rang care îi solicită pe cei tineri sau îi cheamă unii dintre cei tineri care s-au născut în Zodia Leului nu mai au răbdare și vor să ardă etapele, cum se zice, să sară dintr-un statut modest, insignifiant, de-a dreptul nejustificat pentru ceea ce gândesc ei că ar putea să li se ofere ca situație, ca statut. Și uh, această nerăbdare bat din picioare să ajungă cât mai repede. Șef, președinți, directori. În fine, lideri. Nu e nimic rău în asta, doar că fie sunt total nepregătiți, fie ignoră absolut orice fel de avertisment și risc, ori mă iertați, dar sunt pe alături cu drumul. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că începând cu 27 ianuarie în acest sector va intra Luna Neagră, în Berbec, în tranzit până la toamnă. Și această lună neagră, care este o postură piezișe față de ceea ce este drept corect și necesar în viață, poate să estompeze, să ascundă defectele, viciile sau riscurile unui demers, îi poate păcăli, poate ademeni, poate fascina și poate atrage în rețele unor relații, fie ele și publice sau instituționale, absolut riscante și de nedorit ca parcurs biografic. A, că după aceea va zice ce am greșit, n-am văzut, n-am înțeles, nu mi-a spus nimeni, am ajuns târziu la concluzia cu tare, ce mult mi-a trebuit să mă dumeresc. Bun, ăstea sunt regrete tardive. Rețineți că opțiunile care se vor face din acest punct de vedere, nu afectiv, opțiuni profesionale și opțiuni sociale, publice, religioase sau politice, sunt mai puțin indicate și aducătoare de mari, mari probleme. Unele pe loc, deci care se vor consuma în cadrul anului 2020, altele care pot naște consecințe pe termen lung și reverberații pentru următorii 9 ani.